4 posturi de televiziune au fost atenționate de către Consiliul Coordonator al audiovizualului pentru că nu au respectat dreptul copilului într-un reportaj privind un presupus abuz sexual al unui copil de 5 ani. Cum ar trebui să reflectăm subiectele privind copiii în situații vulnerabile, astfel încât să nu le afectăm viața? Discutăm despre aceasta astăzi împreună cu Natalia Porubin, jurnalistă, Centrul pentru Investigații Jurnaliste. Și bună ziua, Natalia! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Am văzut că există o percepție diferită cu privire la subiectul respectiv. Pe de o parte, avem CCA-ul care constată încălcarea legii și spune că posturile au greșit atunci când au inclus un interviu cu tatăl presupusii victimei, dar și cu tatăl presupușilor violatori, pe de o parte, care este unul și același. Pe de altă parte, posturile respective consideră că au reflectat corect subiectul și că au urmărit interesul major al copilului. De ce unii văd alb, iar alții văd negru? De ce această diferență de percepție când e vorba de un astfel de subiect? Cum credeți? Probabil că CCA-ul, și încerc să cred că așa este, urmărește buchea legei, iar legile care există în acest domeniu, codul audiovizualului sau legea privind protecția copilului împotriva impactului negativ al informației, au prevederi clare în ceea ce privește copiii aflați în situații de risc. Ori aici vorbim exact despre un astfel de caz. Identitatea copilului în astfel de situații trebuie protejată sub orice formă. Iar jurnaliștii, de cealaltă parte, probabil înțeleg că așa protejează ei un copil. Din câte am văzut că a fost divulgată identitatea tatălui, asta înseamnă că și identitatea celorlalți copii sau copiilor săi transpare deja în această știre și toată lumea din acea localitate va ști despre ce copil este vorba, care copil anume a fost abuzat. În imagini am văzut că fața fetei a fost blurată, ea nu poate fi recunoscută. Asta nu este de niciun folos atâta timp cât apare numele de plin al tatălui, apare în imagini casa în care locuiește familia și alte detalii care conduc la identificarea victimei. Deci o astfel de abordare ar putea eventual să ducă la stigmatizarea atât a presupusii victime, cât și a celor care au fost acuzați prin acest reportaj de abuzuri. Tocmai de asta sunt astfel de scăpări din partea presei periculoase, pentru că stigmatizează atât victima, cât și presupușii abuzatori, care la fel sunt minori, iar acești copii trebuie să trăiască cu această trenă, cu această imagine creată de mass media, da? Trebuie să trăiască toată viața, să meargă la școală, iar din câte spun psihologii cu care am mai discutat anterior, copiii victime ale unor abuzuri care au fost identificați în urma unor materiale de presă retrăiesc încă o dată acel abuz, pentru că sunt identificați de colegi, de profesori, de comunitatea întreagă, sunt discriminați, sunt arătați cu degetul, ei trebuie să schimbe școala, iar uneori și localitatea. Se ajunge în unele cazuri foarte grave și la suicid și la tentative de suicid chiar. Argumentul pe care l-au adus jurnaliștii a fost că au acționat în interesul major al copilului, pentru că fata s-ar fi aflat în condiții deloc adecvate pentru creșterea unui copil. Unde este interesul major? Interesul major al copilului este să nu dăunăm în niciun fel noi jurnaliștii prin materiale pe care le scriem despre fenomene de violență. Ca să nu dăunăm, trebuie să protejăm identitatea copilului. Și când vorbesc despre identitatea copilului, mă refer și la identitatea părinților. Da? Pentru că dacă spui numele tatălui, imediat îți dai seama despre ce copil anume este vorba. Să protejăm și identitatea profesorului care predă într-o clasă. Pentru că deseori jurnaliștii protejează identitatea părinților, a copilului, dar merg și discut cu diriginta. Și atunci este foarte clar despre ce copil anume este vorba. Să protejăm întotdeauna identitatea copilului este datoria oricărui jurnalist care își face meseria profesionist și cu adevărat vrea să servească interesului superior al copilului. Copilul este o personalitate și merită să-i protejăm drepturile, să nu îl victimizăm și discriminăm prin materiale pe care le facem. Dar dacă e să admitem că într-adevăr fata a fost supusă unor abuzuri și că procedura care a fost aplicată în acest caz, pentru că ea a fost îndepărtată din familie, a fost corectă și jurnaliștii au mers să facă acest reportaj cu intenții nobile. Cum ar fi trebuit ei să reflecte acest subiect astfel încât să nu dăuneze nimănui? De acord, jurnaliștii probabil au avut o intenție nobilă. Eu înclin să cred că așa a fost. Nu știu dacă faptul că noi am divulgat identitatea tatălui a adus un plus de valoare acestui subiect. Puteam pur și simplu să vorbim despre acest caz la general, fără detalii care să discrimineze familia, să o pună într-o lumină proastă. Ori am văzut că acolo s-a invocat și faptul că tatăl consumă foarte des alcool și alte detalii. Vorbim despre cazuri la general. Abordăm subiectul din prisma interesului public, fără detalii senzaționale care storc lacrimi, de exemplu. Eu așa le-aș sugera colegilor mei să facă. Pe de altă parte, de unde apar aceste detalii privind situația familiei? De cele mai deseori apar de la asistenții sociali, primari, oamenii care sunt direct responsabili de protecția copilului și familiei în situații de risc. Și ei, vrând parcă să se dezvinovățească că nu au făcut nimic ca să ajute această familie și să prevină un caz de violență, încearcă să dea vina pe părinți, că ei sunt alcoolici, sunt săraci, că nu muncesc, că nu-și recunosc copilul și așa mai departe. Iar eu, ca jurnalist, i-aș întreba, dumitale, ca primar sau ca asistent social, ca director de școală, ce ai făcut ca să ajuți acest copil? Pentru că o situație de violență într-o familie, un caz grav de violență, nu vine brusc de obicei. El este precedat de anumite fenomene, stări, se începe de la consum de alcool, de la un abuz mai mic, iar ulterior să ajunge la cazuri grave, de care mergem noi, jurnaliștii, pe urmă și scriem. Și bine, primarii, asistenții sociali să răspundă cum se implică, ce lecții au învățat, cum ajută copilul. Iată, în felul ăsta am putea cu adevărat să ajutăm acest copil, dar nu divulgând identitatea familiei sale, nici de cum. Din reportaj am văzut că tatăl copilii încearcă să o readucă în familie, există un proces de judecată. Credeți că un astfel de reportaj ar putea să influențeze decizia judecătorului când va lua o decizie cu privire la acest caz? Mi vine greu să știu ceva de ce de judecătorul. Este clar că orice caz de abuz trebuie examinat foarte minuțios de specialiștii care sunt responsabili direct de această situație. Nu știu dacă va influența într-un fel sau altul. Este important să fie respectat dreptul copilului de a trăi într-un mediu sigur, în cazul de față, sigur și liber de violență. Ori dacă aceste cazuri de violență despre care s-a vorbit cu adevărat au avut loc, sigur că copilul trebuie protejat. Ați coordonat mai multe proiecte privind protecția copilului în ultimii ani la Centrul pentru Investigații Jurnalistice. Care ar fi alte eventuale greșeli pe care le fac uneori jurnaliștii atunci când reflectă subiecte despre copii? Există mai multe probleme în acest sens. În general, scriam mai de mult un text în care abordam subiectul ăsta, cum scrie presa despre copii, și mi-am dat seama că un copil din Republica Moldova are șanse puține să ajungă în buletinele de știri de la un post de televiziune, de exemplu, dacă nu este olimpic, dacă n-a făcut ceva ieșit din comun, dacă nu a fost abuzat, bătut cu cruzime, nu s-a necat sau nu l-a călcat o mașină. De obicei, astea sunt subiectele care ajung în vizorul mass media. Urmărim senzaționalul cu orice preț. Puține sunt subiectele neutre. Aduce audiență, dar în linii mari, eu ca și telespectator, ca și consumator de presă, aștept și alt fel de subiecte. Aștept să mi se spună și despre calitatea hranei din grădinițe, de exemplu, sau despre cum fac față copiii volumului mare de teme pentru acasă și multe alte subiecte legate, tangențial sau direct de copii. Dacă mă întrebați de alte greșeli, doar că mai rar, din păcate apar foarte rar și nu știu care este cauza, pentru că n-aș zice că ele nu se citesc, depinde cum le prezinți publicului. Dacă mă întrebați de greșelile pe care le fac jurnaliștii, am zis și anterior, atunci când scriu despre un caz de violență, neapărat prezint și profilul social al familiei, ori și discriminează familia. Mai apar și cazuri în care apare nejustificat etnia copilului, ori acest lucru sau a părinților și a părinților. Ori acest lucru e statutul social, da, deci se creează impresia că situații de violență au loc doar în familiile sărace, în care părinții sunt consumatori de alcool, în care părinții nu lucrează, ori acest lucru nu este tocmai așa, nu este tocmai adevărat. Violența există peste tot. În loc să, atunci când aflăm despre un caz de violență, să încercăm să aflăm cu orice preț unde lucrează părinții, dacă sunt sau nu alcoolici, ar fi bine să vedem, cum am zis anterior, ce fac specialiștii responsabili ca astfel de situații să nu aibă loc, dacă vrem cu adevărat să ajutăm copilul. Foarte des se întâmplă să fie încălcată prezumția nevinovăției în cazurile care se referă la violența și abuzul împotriva copiilor. Este și cazul despre care discutăm astăzi, când s-a invocat că fetița de 5 ani ar fi fost abuzată sexual de frații săi mai mari. Deci aici, și de fapt, din altă știri am văzut că au fost tentative, de fapt nici nu s-a vorbit explicit despre un abuz. Da, și aici iarăși au fost expuse atât victima cât și potențialii abuzatori. Eu aici mi-amintesc cazul fetei din Strășeni, când ucisă de câțiva adolescenți. Acolo a fost un examen pentru toată mass media pe care noi, din păcate, l-am picat. Pentru că unii au ales să prezinte detalii sângeroase ale victimei, alții n-au protejat niciun fel identitatea presupușilor abuzatori, da? Și n-au protejat victima, imaginea victimei. Deci, pentru că și ei au drepturi, chiar dacă sunt în cercetați penal, dar da, mai ales că sunt și minori. Sigur că da. Asta. Legea privind protecția copilului împotriva impactului negativ al informației, pe care ar trebui să o citească toți jurnaliștii care scriu despre copii, are și o prevedere în acest sens. Noi nu putem prezenta publicului identitatea acestor copii fără acordul înscris al părinților. Iar dacă acest copil are între 16 și 18 ani, este necesar și acordul înscris al lui. Și chiar și așa trebuie să protejăm în continuare identitatea lor. Din câte știu, Ministerul Educației are un regulament privind mediatizarea cazurilor cu implicarea copiilor și acolo este scris foarte clar că jurnaliștii au acces în instituțiile de învățământ, pot filma, pot fotografia cu acordul administrației școlii. În cazurile când nu este vorba despre o situație cu conotație negativă, probabil nu există, nu se pun atât de multe semne de întrebare. Sau nu sunt atâtea restricții. Exact. Și iarăși mă întreb câte dintre redacțiile noastre au un acord sau, mă rog, un formular de acord privind filmarea, fotografierea copiilor. Ar trebui să existe astfel de documente. Eu mă întreb câte din redacții au eventual coduri de etică sau niște reguli privind reflectarea copiilor sau a persoanelor în situații vulnerabile. Eu deseori mă întreb de ce se întâmplă așa, de ce gafăm atât de des, mai ales la acest subiect. Sau probabil observ eu mai des gafele pentru că urmăresc cumva tema asta, că mă interesează în mod special. Dar apar destul de des erori și mi-am dat seama că deseori despre copii scrie ultimul venit în redacție de pe băncile universității, pentru că se consideră în mod eronat că e mai ușor să scrii despre copii decât despre politicieni sau despre corupție. Ori nu este chiar așa. Atunci când greșim raport cu un politician, nu este atât de grav, după părerea mea. Deci e bine să nu greșim în niciun context. Sub nicio formă, da. Da, sub nicio formă, decât atunci când expunem un copil în situație de risc și îl victimizăm noi și mai mult. De fapt, asta echivalează cu un nou abuz din partea presiei. Natalia, mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Într-adevăr, subiectul este actual pentru că nu este unicul caz, nu este singurul caz, se întâmplă asta deseori, așa că noi o să continuăm să ținem în vizor și acest subiect și vom reveni periodic la el. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc!